Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Salut frumoșilor, încă o zi minunată în care o să fac un vlog, am pulea. E murdar obiectivul. Da, ce facem astăzi? Momentan mă duc până la un prieten să văd alea patru modele de tricouri. O să vi le arăt și vouă. Și mă întâlnesc cu ei acolo, să bem o cafea și niște suc la prietenul nostru designer. Opa, mă calcă taxiul în pula mea. Ioi, cum am înșelat eu moartea încă o dată? Temeți-vă de mânia mea, porumbeilor! Temeți-vă de mânia mea! Am înșelat moartea încă o dată? Povestire amuzantă, într-o zi m-am dus până la magazin și nu știam ce pula mea, am simțit dintr-o dată o lovitură în cap. Știți ce s-a întâmplat? Nu știți, m-a lovit un porumbel în cap. Asta îmi place cel mai mult în București, că nici dracu nu se uită pe unde merge. Dacă mergi pe stradă, tu trebuie să te uiți la oameni să te ferești de ei, nici dracu nu se uită, toată lumea merge așa. Serios, deci Eco avea într-o zi trepiedul în mână, nu trepiedul mă, ăsta, stativul de la microfon și merea cu el așa. Și vine un om și merea așa, se bagă direct în stativul lui Eco. Deci trebuie să fii pieton e mult mai grav decât să fii șofer aici. Vara asta se poartă cheful de vă futei pe mânta. Numai așa să ne arunc și eu să car uși pe aici pe treceri de pietoni. Da. Bine, la metrou. Dar cum să nu facem? Bun? Da. Trei zbeți. Urmează stația Universitate cu peronul pe partea stângă. Salut, dar cum să nu? Mersi mult de tot. Trăiești. Salut. Tocmai ce m-am întâlnit cu fratele Eco. Ce fă? Am văzut Eco bucăți. Dar și momentan suntem... Pula mea știe ce? Cum se numește zona asta? Spitalul Polca. Salut! Salut, salut! Așa. Vino să-ți dau un sticker cu Trap Nation din ăsta. Ce? Cu Trap Nation? Aha. Ui, fută-mă! Nu pot să fac o poză cu tine? Dar cum să nu? Hai Eco, ține în camera. Am primit un sticker cu Trap Nation. E perfect. Dar nu știu unde să-l pun. Acolo stăm noi de obicei la Inter. Da, na. De acolo am coborât. Mergem să luăm niște suc. 12 lei am. O chiar e Sergiu Țigăr. Ieri am dat eu cu Eco un interviu pentru Patrula Română. Că acum urmează să fie editat. Nu știu când o să dau și eu share pe pagină. Dacă vreți să vedeți, am râs. Ne-am căcat pe noi de râs. 7 litri jumate de bere fă interviu. Veste bună. Lucaciu s-a dus la duș, deci avem vreo 50 minute să furăm tot ce putem de până casa lui. Direct țigările. Ia de la rece, cola sau ceva, nu știu. Cum să zic, 80 de lei. Mă ore de cald ursul. Mă ore! Deci deja la 3 are încarnare și tot. La cât sunăm aici? Stai că mă duc în gura melicului. Ține tu sticla. Ai grijă de el ca și de copilul meu. Ce faci? Ioi, Dumnezeu! Direct țigană. E zăpușală. Da, mor, mă. Vreau și eu niște suc. Ăla e pahar de la cantina, săracilor. Ioi, cum mi s-au răcit organele dintr-oată. Patima. Ai zis pe cap luga. Uite, ăsta e modelul cu dracu. Și nu știm ce să-i facem, că arată mai bătrânicios decât ne așteptam. Ia pe Lucaciu, dă să le arăt care erau cărțile alea de artă. Eco n-are chef de viață. Se uită la mine cu fața și împrăști-mă dracu camera aia. Ia dă-mi o carte. Ce e carte? Chestia aia de foi prinse împreună. Ai de pula mea. No, ăsta, da, da. Stai, cred că... Care era aia oribilă? Aproape să se spargă. Nu asta. Dacă nu asta. Nu, asta e ok. No,
Asta da. Așa când m-am născut, așa aveam și eu capul. Geleuri. Eu după duș. Asta zici că e din Adventure Time. Uite, asta am văzut-o și data trecută. Și malefică ca pula lui Dumnezeu. Asta cred că o scăpa cerneala aici. Și asta e pula mea. Ce pula mea. Uite-te, Eco. Ce e asta? Ce e pic, da, mă, om băgat în cașcaval. Ce pula mea. Ca ai un pula mea în continuu de urmă. Neuronii mi-s așa de grei. Ceva 10 lei, campion, să te fac. Nu, numai că se spăla, bă, deci era unul să târa. Se târa pur și simplu și în spatele lui era un căcat de la de 10 metri. Uite-l, bă, l-am găsit. Nu uitați-vă ce. Ce dracu, bă. Uite asta, mă. L-am știut, bă. Îl cunoști? Dar l-am văzut dată trecută. Ați fost la cafea? Nu pot de-a găsit de unde. Andrei, beat mod către alcoolici anonim. Cadrul să-ți fie cu capul, vreau să dai fain. Dă-l că așa, bonsai, nu-i bonsai. Ui, bonsai? Ce mori tu? Că e foarte poză. Aici colecția mea de prosop, curea, prosop, ceantă, călcător. Asta e bicicleta cu care mă duc la baie dimineața când mă trezesc. Deci mi-a stăie cu cât trec oricum tai cu ce asta. Eu. Bă, ce burta mea. Da, mă, dracu, e cum consum bateria așa. Când o să aveți voi bani de hainele mele? Nu o să aveți. Le lansez să mi le cumpăr eu. Pui, cât de puternic era prețul. Așa se dansează părea. Așa fac eu pe scenă. Mai așa, mai așa. E că duce pat cu el la scenă. Ăsta e așa în pat și stai cu capul și sare capul înapoi, nu-ți place? Sincer, și voi ziceți că eu schizofren în pula mea, uitați-vă la asta. Ai văzut cum să fut iepuri și pică într-o parte în pula mea? Ai văzut vreodată? Da, bă. Nu știu, am văzut cum să fut iepuri rapid, dar nu stau așa mult în pula mea. Ceva secunde, să înțepenește și pică așa într-o parte amândoi. Da? Ce ar trebui să fac cu informația asta? Uai, cât zile mai am de 3 oameni. Ne gândeam să facem un vlog la un moment dat și dintr-o barcă, dar nu vorbeam că nu știu dacă mă ții un skateboard sau o bicicletă. Și cum ca filmare aia? Feribotră să fac cu tine. Când stătea băiatul și fata stătea și mereu așa cu barca. Domnileam la mea barca. Aproape era pe verticală barca. Merem iarna, asta neapărat la... Munche. La munte, la ori la Brașov, ori la predial și facem deale de pe snowboard. Uai, o să-l filmez cum... Eu trebuie să învăț cum mă duc, mă învață iarna asta să mă duc. Dar nu m-am mai dat niciun de 2 ani cu snowboard. Cred că mă duc și eu, dracului. Merem, ești fără snowboard cu munche în jos. Mai vezi cum e două avalanșe așa de pământ. Nu-i bine așa portocaliu. Ai de capul meu. Fac roșu. Zici că e o lampă. El te lucrează pe tricourile astea. Din nu știu când. Și nu știu cum să-i spun că îi dau numai un leu la final pentru toate. Câteodată mă gândesc, ai de pula mea, fac videoclipuri pe YouTube de 3 ani și după aia îmi dau seama că de fapt videoclipurile mele durează cât o garanție la o mașină de spălat. Și parcă îmi trece entuziasmul. Și ce aș vrea? Da, mi-a făcut cartofi crânați. Da, bine, hai că vreau să fac niște tracțiune, adică încerc. Dacă mi-aș filma atâtie vlogurile așa. Bună ziua, oameni buni! Bă, tu mai ai cu ghiozdanul, iar nu ești așa. A, da, mi-am uitat ghiozdanul. Premiu pentru improvizația. Ce drag! Momentan mergem până la un loc unde se face printing de tricouri. Avem toate cele 4 modele gata. Și acum o să le scoatem de probă pentru mine. Deci puteți vedea un Shaolin? Și puteți vedea un șoare cu gambele alea să-mi bagă și că ai fost în templu toată viața. Am alergat foarte mult de trecut. Merem la Warcraft în cinema sau îl piratăm? Nu, ne uităm pe proiector la mine. Cum ar fi să fiu atât de gras să mi se rupă piciorul sub propria greutate când încerc să stau în picior? Stai și că ai șansele alea. Să ai probleme cu genunchii, ba da. Dar păi oricum mă dor genunchi. Și când ți-a făcut eu una la picioar, mai vezi cum face ca stixul. Tic! Aici este parcul cu vioara. Eco ia o bâtă dintr-un copac și cântă la vioară. Se face așa cu ea. Ce mult te-am iubit, Paraschivo.
Ți-am spus-o de 1000 de ori și ca drept dovadă. Și de după perete, omul care ne ține la curent cu glumele, nu mă s-a dor să fac gluma asta, este el, Cristi Priză. Puteți trece liniștiți. El este. A venit să salveze ziua încă o dată. Ciao. Ce zice cu mere să ne scăldăm acolo? Mere o tură. Pula mea, ce ciudat e chestia aia. Cred că trăiesc familie de albine în ea. Pe câine îl pun, pe tine nu știu dacă te pun. A, el e așa și el e câinele. Faini, domnule. Ciao. Cum îl cheamă? Asca. Cum? Asca o cheamă. Asca? Da. Asca, uite-te în coace. Asca, câți ani are? 13 ani. A, se vede. Ce faci, boss? Pot adapta un pic, adică din tot fotografie, de 10 persoane. Vă rugăm, nu parcați. Mă, mai dar varianta albă. Acasă, oameni buni, mă pun să editez, dar uitați-vă numai, ăsta e brandul viitorului, pula mea, câine în camioane, ale! Da, asta vreau să mai povestesc, mai eram pe drum și l-am sunat pe Eco și am zis, bă, mi-am pierdut telefonul și Eco speriat, unde mă, ce, cum? Nu știu, dați seama că l-am sunat de pe telefon, pula mea, gândiți-vă să trăiți pe lângă o persoană ca mine. Se mai întâmplă. Sunt 4 modele, e modelul cu câine în camioane, care sincer e preferatul meu. E modelul cu Dracu, e modelul cu Roberto și modelul cu pisicile în semafor. Bun, deci tricourile se pot comanda, le puteți trimite o comandă. Tricouri Cotrin Bradia Satana @gmail.com. Aveți acest scris, tot ce trebuie să completați. Bun, deci atât a fost, v-am pupat și ne vedem data viitoare. Mah!